God, what would have been so terrible if I had a small fortune? If I were a rich man, yabba-dee-bee-dee-bee-dee-bee-dee-bee-dee-bee-dee-bee-dum. All day long I'd biddy-biddy-bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Yabba-dee-bee-dee-bee-dee-bee-dee-bee-dee-bee-dee-bee-dum. If I were a biddy-biddy-rich, I'd a-diddle-diddle-diddle-man. I'd build a big tall house with a rooms but a dozen right in the middle of the town. A fine tin roof with a real wooden floors below. I would have one long staircase just going up and one even longer coming down. And one leading nowhere only just for show. I'd fill my yard with chicks and turkeys and geese and ducks for the town to see and hear. Squawking just as noisily as they can. And each loud would sound like a trumpet on the ear, as if to say, here lives a wealthy man. If I were a rich man, yabba-dee-bee-dee-bee-dee-bee-dee-bee-dee-bee-dee-bee-dum. All day long I'd biddy-biddy-bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Yabba-dee-bee-dee-bee-dee-bee-dee-bee-dee-bee-dee-bee-dum. If I were a biddy-biddy-rich, I'd a diddle-diddle-diddle-man. I'd see my wife, my golden, looking like a rich man's wife, with a proper double chin, supervising meals to her heart delight. I'd see her putting on airs and strutting like a peacock. Why, what a happy mood she's in, screaming at the servants day and night. The most important man in town will come to fawn on me. He'll ask me to advise him, like the Solomon the Wise. If you please, Le Pavie, pardon me, Le Pavie. For the problems I would cross the rabbi's eyes. He ever did. All day long I'd biddy-biddy-bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum. Lord who made the lion and the lamb, you decreed I should be what I am. What is boys and birds to turn a blind if I were a wealthy Ștefane Glăvănescu! Mergem spre Andrescu. Da, stai să văd dacă pot să impostez la fel de frumos cum impostează sunetul concurentul nostru Ștefan. Foarte frumos, foarte frumos a fost momentul. Foarte frumoasă melodia. Eu știam pe aia mai comercială cântată de Gwen Stefani. Știam și ceva din varianta asta, dar ce frumos ai cântat-o tu. Asta face un om talentat. Mulțumesc. Face melodia și mai frumoasă dacă o cântă bine. Bravo! Ei, ne ducem la Florin Călinescu, al nostru scripcar pe acoperiș. Da, ce să fac? La mintea mea mai pui un leu și ții o apă minerală. Am văzut chiar un film la un moment dat,
cu scripcarul ăsta pe acoperiș și mă gândeam acum că nimic nu este întâmplător pe lume. Tu ești un foarte bun ambasador al muzicii, ești român, vii din străinătate. Mi-era frică tot timpul să n-apară pentru o parte sau alta șeful unui anumit partid de la noi și să se bage și el în duet cu tine. Bine că s-a terminat numărul și n-a mai apărut. În rest, ești un foarte bun ambasador, repet, al muzicii și mă bucur pentru tine, chiar dacă nu e subiectul cel mai accesibil musicalul acesta. Pentru... Mulțumesc! Andy! Broadway și off-Broadway. Ștefan, să știi că n-am avut nicio clipă sentimentul că mă uit la o emisiune de talente atunci când m-am uitat la numărul tău. Am avut sentimentul că sunt în fața unei scene lirice oriunde în lumea asta, pentru că mie mi se pare că tu ești la nivelul la care practic îți poți găsi locul pe orice scenă lirică din lumea asta. Și și doresc să te plim cât mai mult, pentru că după părerea mea ești nu numai un bun ambasador al muzicii, dar în calitate de român talentat, plimbându-te pe scenele astea mari, cred că ești unul dintre cei mai buni ambasadori ai României la cel mai înalt nivel. Că publicul de acolo e un public de nivel înalt. Mulțumesc frumos! Eu vreau să-l contrazic pe Andy. Nu suntem pe orice scenă a lumii, pentru că atunci când a intrat Pavel cu Smiley m-am trezit. Suntem la Românii, au talent! Da. Și Mihaela Rădulescu în jurul la Românii, au talent! Ștefane, ai auzit numai vorbe bune și bănesc că ești obișnuit deja cu asta. Tu nu ești de ieri de azi pe scenă și nu de ieri de azi faci genul acesta de meserie, să spunem. Se vede pasiunea ta, se vede talentul și se mai vede că dacă ești bine pus în pagină, cum numai la noi în emisiune se poate întâmpla, pentru că avem un regizor de excepție, treaba arată și mai grozav. Este exact ce ți se potrivește, un decor fantastic, chiar și un repertoriu neobișnuit, dar care... pe care l-ai interpretat minunat și mă bucur tare mult că ai făcut această alegere și e o bucurie personală. Bravo! Mulțumesc!